Astăzi trecem la sunetul și litera O. Vreau să începem cu versurile unui cântecel bine cunoscut de voi. Spune așa: Ce petrecere frumoasă e la margine de lac! Broscărimea bucuroasă are vin și cozonac. Uac, uac, diri-diri-dam, uac, 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 diri-diri-dam. Un broscoi cânta la cobză și o broască la țambal. O broscuță mică strâmbă vrea să joace sus pe deal. Uac, uac, diri, diri, dam, uac, 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 diri, diri, dam. Dintr-o trestie înaltă a ieșit un câine șchiop, broscărimea speriată a luat-o la galop. Uac, uac, diri, diri, dam, uac, 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 diri, diri, dam. Am ales acest cântecel și versurile acestui cântecel pentru că se repetă de foarte multe ori cuvântul uac. Sunt sunete pe care le scoate animalul numit broască. Iată, vedeți aici pe lac sunt niște broscuțe. Spun uac, 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 da? Ei, când scoate această broscuță, când spune uac, da? Spune la început sunetul O, de fapt, da? Iată-l pe O, scris, da? Este litera O, o găsim aici. Dar în toate aceste cuvinte apare sunetul și litera O. Da? Uac, uac, uac. Dar sunt și alte litere, O, pe care voi va trebui să le încercuiți în această poezie. Mai târziu o să vă trimit pe WhatsApp textul acestui cântecel și voi va trebui să le încercuiți pe O acolo unde îl găsiți. Sunetul O este foarte ușor de emis. Este un sunet rotund, așa spun eu, pentru că gura va trebui să fie așa. Buzele vor trebui să fie rotunde. O, deci rotunjim buzele și îl obținem pe O. Scoatem sunetul doar pe gură. O. Iar litera este asemănătoare sunetului, să spunem. E tot o literă rotundă, da? Iată, un oval, un oval complet, da? Un rotund complet, oval sau rotund complet, da? Și este litera O. Foarte ușor de reținut, foarte ușor de emis. Iată litera O mare aici. O mic este asemănătoare literei mari, numai că este mai mică și v-am spus, seamănă foarte bine și cu sunetul atunci când îl emitem, rotunjim buzele. Iată-l pe O în cuvântul omidă chiar la început, în cuvântul ou chiar la început. Zic eu că litera O seamănă și cu un ou. În cuvântul oi. Aici sunt niște miei, de fapt, dar iată, cuvântul oi are la început sunetul O și atunci când scriem este litera O. Mai apare sunetul și litera O în cuvântul Otilia, Ovidiu și Olga, s-au scris cu litere mari pentru că sunt nume de persoane. Ei, aici putem să formulăm propoziții pe care eu aș vrea să le și reprezentăm grafic. Iată, avem trei imagini, trei propoziții. Pe fetiță o cheamă Otilia, așa scrie aici. Otilia are un os, da? Haideți să reprezentăm această propoziție grafic. Voi lua carioca roșie, da? Și reprezint printr-o linie propoziția. Otilia are un os. Pun la sfârșit punct ca să arăt că s-a terminat propoziția. Câte cuvinte sunt? Haideți să batem pe fiecare cuvânt. Otilia are un os. Am bătut de 4 ori. Voi puteți să bateți și din palme. Eu nu pot să-mi folosesc palmele pentru că cu o mână țin telefonul. Deci, Otilia are un os. Ultimul cuvânt al acestei propoziții este os. Haideți să reprezentăm acest cuvânt, os. Câte silabe sunt? Os. O singură silabă. Deci, un cuvânt format dintr-o singură silabă. Da? Și ce auzim? O și apoi s. Deci sunt două sunetele, O și S. Unde este sunetul O? Acesta sau acesta? Acesta e primul sunet din această silabă, ultimă silabă, din acest ultim cuvânt, de fapt, dacă este un cuvânt format dintr-o singură silabă. Deci am spus Otilia are un os și am reprezentat cuvântul os, care este format dintr-o singură silabă, iar sunetul O se aude chiar la început. Hai să mergem mai departe. Pe băiat îl cheamă Ovidiu. Ovidiu are un balon. La fel, reprezentăm propoziția printr-o linie continuă roșie. Ovidiu are un balon. Câte cuvinte sunt? Ovidiu are un balon. Va fi la fel ca mai sus. Sunt 4 cuvinte. Ovidiu are un
Balon. Și acum să reprezentăm ultimul cuvânt, să-l reprezentăm grafic, balon, despărțind în silabe. Ia să vedem, batem din palme. Ba-lon. Am bătut de două ori, firește că sunt două silabe. Ba-lon. Ce aud când spun prima silabă? Ba. Aud b, a. Și când spun lon, l, o, n. Lon, da? Deci ba, ba, lon, l, o, n. Iar o se aude aici la mijloc. Foarte bine. Și mai avem o propoziție de reprezentat. O să iau iarăși carioca roșie pentru propoziție. Pe fetiță o cheamă Olga. Olga are un radio, da? Sau putem să spunem că Olga cântă la radio, oare? Sau Olga se aude la radio? Hai să spunem Olga cântă la radio. Poate că este o vedetă și o auzim la radio. Deci Olga cântă la radio, ca să schimbăm puțin cuvintele propoziției, da? Deci Olga cântă la radio. Aceasta este propoziția. Cuvintele. Olga cântă la radio. Sunt patru cuvinte. Olga cântă la radio. Hai să despărțim acum în silabe cuvântul radio. Ra-di-o. Am bătut de trei ori, da, într-adevăr, sunt trei silabe. Ra-di-o. Și ce aud când spun ra? R-a. Di. D-i-o. Deci r-a, ra-di-di-o. R-a-di-o. Radio. Iar sunetul o se aude la sfârșitul cuvântului. Bun. Ne-am ocupat puțin de sunetul O. Vreau să mai fac remarca că la primele cuvinte se auzea sunetul O chiar la început, da? Erau cuvintele Otilia, Ovidiu și Olga, dar nu le-am mai despărțit în silabe. Am vrut doar să vă arăt un cuvânt cu sunetul O la început, unul cu sunetul O la mijloc, iar alt cuvânt cu sunetul O la sfârșit. Iată și planșa pe care o să găsiți în clasă, da? Avem aici omidă, ou, oaie, oglindă, toate cuvintele sunt scrise aici. Iată-l pe o mare și o mic de tipar, acestea nu ne interesează. Ce mai vreau este să facem câteva cuvinte folosind sunetul O. Să alcătuim noi cuvinte, iată-l am pe O aici, dacă lui O îi adaug M, formăm cuvântul om. Bun, dacă îl am pe N, O, I. N-o-i, n-o-i, le citesc din ce în ce mai repede și încerc să le leg în mintea mea, da, n-o-i. Poate chiar să le citesc în gând, îmi vine mai ușor dacă le citesc în gând și spun noi, ne iese cuvântul noi, am spus om, noi, aici am o și silaba r-a, r-a, ora, ora, aici am silaba ma, nu, m-a, m-a, ma, se citește de la mama, știți, da, ma, r-o, ro. Maro, maro. Ei, și tot maro scris aici cu litere mici de tipar. Iată, m a m a r o r o. Maro, maro. Bagă-le la mai jos, mami. Mai jos, jos de tot. Deci cuvântul maro scris aici. Și cam atât cu explicațiile pentru această lecție. Voi reveni cu altă fișă în care să vă, altă filmuleț în care să vă explic cum se scrie litera O mare de tipar.